Transnistrian poate avea loc prin crearea unui spațiu economic unic pe ambele maluri ale Dnistrului. Părerea este împărtășită de mai mulți oficiali și experți de la Chișinău. Specialiștii spun că odată cu implementarea de către Republica Moldova acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, agenții economici din regiunea transnistriană vor avea posibilitatea să se dezvolte și să creeze noi locuri de muncă. În aceste condiții, populația din stânga Dnistrului, care va avea doar de câștigat, va fi cea care va presa conducerea de la Tiraspol să-și schimbe tactica. Autoritățile de la Chișinău și experții economici sunt de părere că economia poate oferi acel teren favorabil pentru depășirea crizei politice dintre cele două maluri ale Dnistrului și pentru găsirea unor soluții durabile. Crearea unui spațiu economic comun va fi posibilă după aderarea ambelor maluri la zona de comerț liber cu Uniunea Europeană. În prezent sunt circa 1000 de agenți economici din regiunea transnistreană înregistrați la Chișinău, care beneficiază pe deplin de avantajele oferite de partenerii internaționali ai Republicii Moldova. În prezent, dacă plusăm exporturile din regiunea transnistreană către Uniunea Europeană, către Ucraina și de asemenea comerțul cu Chișinău, această sumă a comerțului ar atinge o cifră de 85-87%, respectiv acordul de liber schimb reprezintă o oportunitate pentru agenții economici și le oferă o perspectivă de dezvoltare, și anume prin restabilirea spațiului unic. Businessmanii din regiunea transnistreană care exportă în Uniunea Europeană își doresc foarte mult să continue această cooperare, își doresc foarte mult să aibă deschidere pe piața europeană și sunt interesați să se implice în discuțiile cu privire la implementarea DCFTA-ului în Republica Moldova și inclusiv în raioanele de est ale țării. Din păcate, clasa politică, să-i spunem, care este acum la guvernare în regiunea transnistreană, din anumite considerente politice, nu dorește acest lucru și împiedică comunitatea de afaceri să se implice în astfel de discuții. Totodată, potrivit experților economici, implementarea zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană nu presupune încetarea relațiilor cu statele membre ale CSI. 80% din comerțul regiunii transnistriene este generat de comerțul cu Republica Moldova, Uniunea Europeană și Ucraina. S-ar părea că la moment nu există voință sau nu este conștientizată necesitatea de către conducerea autorităților din regiunea transnistriană. Însă acest proces poate să se deruleze de la populație, adică eventual populația poate condiționa clasa politică să acționeze de o manieră încât să se purceadă la dialogul privind crearea acestui spațiu economic. Autoritățile și experții susțin că negocierile în formatul 5+2 sunt în impas, deoarece separatiștii și reprezentanții Rusiei la masa de tratative refuză să discute aspectele politice ale problemei cu privire la statutul regiunii transnistrene.